Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 28 octombrie, ești mult mai deschisă decât majoritatea fraților tăi zodiacali. Activă, dotată cu emoții vii, faci tot posibilul să lași o amprentă în această lume. Inteligența și intuiția ridicată te ajută să filtrezi informațiile inutile și să ajungi la baza oricărei afaceri puterea ta constă în capacitatea de a combina viclenia și strategia scorpionului cu calitățile de conducere reflectate în data nașterii. După ce ai stabilit un obiectiv, te străduiești pentru el fără a te opri. Crescutărie în nevoia de pregătire. Înainte să spui ceva pe un anumit subiect sau să-ți dedici timpul, banii sau energia unei cariere sau a unei afaceri, încerci să înțelegi ce dificultăți pot fi asociate cu aceasta. În plus, continui să explorezi cu încăpățânare problema după începerea procesului. Poate, mai multe decât orice, nu-ți place confuzia pentru că erai nepregătită. Eforturile tale pot merge la extremele nevrotice atunci când începi să simți frică de respectarea termenelor, sosirea la timp, menținerea controlului și a ordinii la locul de muncă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, devotament, responsabilitate, mândrie, prudență, rezistență, agilitate. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, Ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde. Schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial, planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, pentru sinceritatea ta, ai o natură complexă, contradictorie, te caracterizezi prin rigiditate, duritatea caracterului, integritate. Nu numai că poți compromite, dar tu însă ți-ai tendința să oferi soluții de compromis. Știi să te descurci cu banii? Să faci economii? Dorința de a crea o bază financiară poate deveni sfârșitul tău. În acest caz, devii un adevărat materialist. Poți fi într-o situație destul de dificilă atunci când începi să-ți aplici standardele pentru evaluarea celorlalți sau să-ți impui propriile reguli oamenilor prea puțin cunoscuți. Pentru a-ți păstra sănătatea, trebuie să fii mai calmă, la urma urmei răsul remediază mici defecte. Nu faci distinție între carieră și viață personală, cu toate acestea, poți merge în cealaltă extremă și ai grijă de treburile gospodărești. Poate că astfel trește mai ușor, dar ambele activități necesită înțelegere de la cei dragi. Pentru tine, este extrem de important să știi ce se află în spatele anumitor fenomene cum merg lucrurile, în opinia ta, ești permanent preocupată de modul de îmbunătățire a calificărilor profesionale ale colegilor. În mod paradoxal însă, faptul că ești complet indiferentă față de oamenii din jurul tău, poate provoca antipatie față de mulțime, ești foarte solicitantă în relațiile personale și de prietenie, dar trebuie să fii suficient de sensibile pentru a permite celorlalți să se formalizeze condițiilor tale. Rigoarea excesivă și iluminarea nu contribuie la stabilirea contactului cu copiii în creștere. Aflarea adevărului este o temă recurentă centrală a vieții tale. După aceea, îți poți permite să devii o persoană sarcastică și bate batejocoritoare și, în consecință, să încetezi să fii populară știi cum să investești și cum să economisești bani. Concentrarea puterii este importantă pentru tine numai dacă poate fi folosită pentru a continua să lucreze și să beneficieze familia ta, grupul social sau, eventual, întreaga umanitate. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la limitarea altora prin norme și control stricte. Te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale? Ești atrăgătoare, agresivă, emoțională, sumbră, misterioasă, înțeleaptă. Ai o natură fermecătoare, pasională și atractivă. Ești înconjurată constantă de fani care luptă pentru atenția ta. Ești amoroasă și romantică. Te predai simțurilor fără a privi înapoi. Ești gata pentru orice pentru iubitul tău. În timp, devii geloasă și solicitantă. Cum afectează data de 28 octombrie soarta ta? Puterea și răbdarea ta nu pot fi decât de invidiat. Ești învingătoare din situații dificile, prin sârguință și capacitatea de a îndura problemele. Abilitatea de a nu te împiedica te ajută să te deplasezi în direcția fericirii, pășind peste toate încercările trimise de soartă. Ai capacitatea de a calcula toate momentele și de a prezice evoluția situației care urmează. Fără o evaluare inițială a tuturor consecințelor posibile și a propriilor capacități, nu vei întreprinde niciodată un proiect nou și nu vei rezolva o problemă non-standard. Toate acestea se datorează faptului că în orice situații non-standard ești complet neajutorată, pur și simplu nu știi să faci față circunstanțelor neprevăzute, ai un sistem unic de opinii și judecăți asupra lumii. Pe lângă faptul că-ți urmezi în mod independent prejudecățile, îți impui opiniile altora. Adesea te superi când te confrunți cu respingerea poziției tale. Închiți glumele adresate ți-e foarte greu. Cuvintele rostite cu mor sunt percepute de tine ca reproș sau ridicol, ceea ce duce ulterior la resentimente și dezamăgire în prietenii tăi este important pentru tine să înveți să percepi umorul ca parte a procesului de comunicare general acceptat și să înțelegi că rostirea umoristică adresată ție nu scade din demnitate și nu face personalitatea ta mai puțin semnificativă. Poți fi sfâșiată în alegerea priorităților între familie și muncă, punându-le pe picior de egalitate, îți complici viața. În cursa pentru creșterea pe scara carierei, Uiți de responsabilitățile familiei, provocând astfel o neînțelegere a gospodăriei, și fără sprijin din partea lor, îți pierzi interesul pentru profesie, ai cerințe foarte mari nu numai pentru tine însăți, ci și pentru cei din jur, în efortul de a menține controlul asupra tuturor aspectelor vieții tale, alegi calea moralizării, învățând, te străduiești să faci lumea din jurul tău mai bună și în schimb primește doar nemulțumiri și reproșuri. Succesul te așteaptă în finanțe. Ai un excelent instinct în alegerea unei profesii și cu o imersiune suplimentară în muncă poți fi un specialist excelent în domeniul tău. Dragoste și compatibilitate Într-o puternică uniune de dragoste, ești un partener pasionat, solicitant și devotat. Cu o perseverență neobosită, cauți obiectul atenției tale dar nu intri într-o relație până când nu ești sigură că poți avea încredere de plină într-o persoană. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multă decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să ierți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești activă, înzestrată cu intuiție și emoțională, ești înclinată să-ți ascunzi sentimentele, să restrângi emoțiile, uneori, deschiderea joacă un truc asupra ta dar abilitatea de a relaționa cu problemele vieții și umorul te ajută să faci față necazurilor. Pentru tine, nu este tipic să te închizi. În mod normal ești mai extrovertită decât introvertă. În viață și muncă, combin cu precepere strategia și viclănia. Aceste lucruri ți oferă posibilitatea de a obține relativ ușor succesul în orice afacere. Pentru tine, domeniul investițiilor, al finanțelor, pe cât posibil aplicate în cercetarea medicală sau biologică sunt domenii de succes, te simți confortabil în rolul de subordonat și de șef, ești peste tot la locul tău, ca subordonat ești împlinitoare, responsabilă, pedantă, ca șef ești exigentă și strictă, sănătate și boli, ești interesat activ de sănătatea ta și răspunzi imediat la cele mai mici simptome ale bolilor. Poate că ar trebui să-ți moderezi curiozitatea pentru a nu păși peste margine și să devii prea preocupată de boli, trebuie să înveți o lecție importantă, corpul încearcă să se vindece singur, în special o răceală, nu necesită o intervenție serioasă, bea ceai fierbinte noaptea și fă inhalații de mușețel, în plus, trebuie amintit că utilizarea rațională a medicamentelor poate fi crucială pentru imunitatea la boli. Îți este recomandat să dezvolți abilități culinare, ai răbdare și atenție minuțioasă inerentă bucătarilor excelenți, activitatea fizică zilnică moderată va fi de mare folos, mersul pe jos, în notul sau ciclismul, destinul și norocul, Universul a hotărât pentru tine să fii răbdătoare, modică, nesigură de tine însă și de punctele tale fortei, inflexibilă. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât să spărească acele calități care sunt deosebite de pronunțate la tine. Dacă datoriile karmice, așa cum sunt înscrise pe astrograma ta natală, sunt îndreptate către comportamentul urât și lipsa de respect față de oameni, atunci viața va fi lipsită de fericire. Mai ales cu succes te poți dovedi în medicină, biologie, chimie. Sfaturi pentru tine Trebuie să înveți cum să reacționezi calm la neprevăzut. Încearcă să afli cum se percep viața și oamenii din jurul tău așa cum sunt. Ștergând tot ce este în jurul tău, creze o lume iluzorie și orice schimbare care nu se supune imaginației tale te face să suferi. Judecata și analiza sunt bune pentru locul de muncă, dar nu și pentru familie și prieteni. În schimb, cu tovară și tăi constanți ar trebui să fii tandră și bună. Ce cadouri ți se potrivesc, pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile, într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică, dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv, dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochii buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia, nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.